Doamne și domnule, bine te-am regăsit! Înainte să începem să povestim despre actualitate, aș vrea să-ți arăt niște fotografii postate de judecătorul Cristi Danileț. Ăsta e un spital. Aici e un copil. Așa arată salteaua. Este un salon de spital. Asta probabil o fi baia. Le mai arăt odată. Da? Știi de ce arăt toate astea? Le arăt pentru că prea multă lume din politică povestește despre condițiile infractorilor din pușcărie. Și atunci este numai bun citatul lui Cristi Danileț. Între condițiile de cazare pentru un deținut și cele de spitalizare ale unui copilaș, ce ar trebui să ne intereseze mai mult? Drepturile omului sunt pentru toată lumea, nu doar pentru infractori. Le mai arăt odată pozele să ne intre în cap, să ne doară așa cum se cuvine. Ăsta este patul de spital pe care doarme sau stă și aline durerea un copil. Așa arată un salon în România. Da? Și de ce zic toate astea? Că poate le vede vreun PSD-ist și la PSD-ist îi se face rușine. Nu din ăla PSD-ist de la din gașca lui Dragnea. Nu. Un PSD-ist normal care a crezut el că e bine să fie de stânga, mă rog, are aceleași drepturi, are același drept de a alege cum aleg eu dreapta. Numai că încet, încet, mizând pe banii altora, mizând pe nemuncă și nu pe inovație, nu pe educație, stânga imbecilizează populația. Ne place sau nu ne place. Există un reportaj, e de anul trecut, din ianuarie, de pe Recorder. Au fost oamenii în Videle, de unde este tovarășa Dăncilă. Vai de capul lor. Și ce dacă n-au făcut nimic? Ținem cu ei că sunt de ai noștri. Eu sunt convins că ăștia de la Recorder au greșit fundamental. Eu nu cred că în Videle se spune sunt ai noștri. În Videle, dacă o văd pe Madame Dăncilă, eu sunt convins că se vorbește cu e ai noștri. Au plecat oamenii ăștia, da? La Videle, pâinea se vinde exact ca acum 30 de ani, ca în ladă. Direct din ladă, tata. Uite, exact ca Scorniceștiu. Aceeași satisfacție tâmpită pe care avea județul Olt pe timpul lui Ceaușescu, când tătă șefimea, tătă ștăbimea comunistă era din Olt, ăia de încredere, nu? Localnicii din Videle, Teleorman, se uită în jur și admit că totul arată deplorabil, dar sunt bucuroși că politicienii care i-au adus aici au preluat frâiele României. Bă, Vere, până la urmă, ceva trebuie să se schimbe, tată. Dacă nu vom schimba noi, ne vor schimba ei pe noi. Eu nu cred că bunicii noștri au fost comuniști. Eu nu cred că părinții noștri au fost comuniști. Numai că în momentul în care un sistem de ăsta care îți face din minciună politică oficială și program de guvernare, îți face din miliție principalul argument al democrației, și PSD-ul asta face din miliție, un ghilimele mari, argument al democrației, lumea se învață să tacă. Tace ăla, tace ăla la alt, tac eu și încet, încet tăcem. Și când taci, începe să fie confortabilă tăcerea. Adică ai așa mici satisfacții de-astea de om nerod când vezi că vezi, uite pe ăla l-o lua dacă nu i-o tăcut gura. Eu mă amintesc de timpul Ceaușescu, eram prin clasa 11-a și l-a înhățat pur și simplu miliția, că așa era atunci, miliția,
A oprit o mașină de aia jumătate albastră, jumătate albă, o Dacie, și l-a înhățat pe unul de pe stradă. N-am știut cine e, în mod evident. După câteva zile, a ajuns și printre elevi că bă, l-a arestat pe ăla care scrisese nu știu ce manifest împotriva lui Ceaușescu. Nimeni. Eram în Târgu Mureș, în clasa 11, s-am zis, cred că. Nimeni n-a comentat de pe stradă. Pur și simplu, a ieșit un milițian, împreună cu doi civili, l-a hățat pe ăla, l-a băgat în spate și duși au fost. Nimeni. Femeile mai în vârstă s-au uitat un pic ciudat. În rest, ăia care erau deja crescuți în comunism, eu m-am uitat că eram puțalei de ăștia de clasa 11 și pentru noi orice era spectacol. Și dacă vedeam una mini-jup. Înțelegi? Ăștia care erau crescuți în comuniști și deja intraseră frica ei, pur și simplu, și acum ai văd, au lăsat capetele așa și au mărit pasul. Aia face stânga cu oameni. Niciodată stânga nu va fi capabilă să creeze prosperitate. Pentru că stânga nu creează prosperitate. Stânga cel mult poate să o împartă cât de cât onest. Toată lumea vine și dă argument, da, dar Suedia. Da, dar Suedia a avut decenii de guvernare de dreapta, care pur și simplu au pus bazele prosperității și apoi stânga a venit și a echilibrat, dacă vrei, prosperitatea în lume. În estul Europei, stânga a adus doar jale, doar sărăcie. Pentru că stânga pur și simplu nu poate să nu aibă aspirații către comunism. Ei mereu ăștia de stânga, după ce se îndestulează, ei simt nevoia să preia puterea totală. Nici o putere care a evoluat către comunism, pornită de la stânga, n-a fost altceva decât o predispoziție pentru dictatură. Indiferent între care colț al lumii s-a trecut. În momentul în care s-a gătat al doilea război mondial, au venit Charles de Gaulle și au trebuit să le dea un sfert din parlament comuniștilor, pentru că ei erau deja pe baricade să înceapă lupta împotriva Franței. Da, comuniștii francezi. În Grecia erau atât de mulți comuniști. Și acum, dacă te duci în universitățile grecești, o să vezi că sunt pepiniere de tineri anarhiști și de tineri comuniști. Doar că, având ieșire la Mediterană, Churchill a zis, bine mă, luați voi România și dați-o praf de, deși noi nu sunt comuniști, și luăm noi Grecia, deși e comunistă, și o ducem naibii cu Revoluția Generalilor și cu Nopțile Generalilor, dictatura lor. Da? Ori, stânga nu poate să fie altfel. Stânga nu poate trăi decât din minciună. Pentru că adevărurile costă. Și stânga nu produce bani. Stânga împarte. Vine tovarășul ministru Cook. Ăla cu meclă de cioban bătut de urs. Uite aici. Vine și zice, în loc să ia seama la faptul că oamenii au ieșit pur și simplu în stradă. Mă, 15 minute să-ți iasă o țară în stradă pentru autostrăzi. Este mare lucru. Nu ți-o ieșit pentru salarii. Nu ți-o ieșit pentru prezervative cu gust de banană. Nu ți-o ieșit. Ți-au ieșit pentru infrastructură, adică pentru dezvoltarea țării. Da? Și vine ăsta și spune, domnule, statul paralel îi devină că nu sunt autostrăzi. Că parcă statul paralel a fost la guvernare. Vine și Madame Veorica, bine, asta deja e celebră. Și copy-paste după Dragnea, în loc să ia seama că o grămadă de pesediști, inclusiv primari, au oprit lucru. Domnule, problema autostrăzilor poate fi rezolvată punând umărul și nu făcând circ. Adevărul care este? Adevărul este că ăștia sunt niște nenorociți. Gașca lui Dragnea e o gașcă de nenorociți. De ce? Exact în 15 martie, când au fost protestele, exact atunci s-a dus să lucreze în ziua aia pe centura Bacăului. Și nu mai știau cum să o prezinte că, domnule, acum inaugurăm, începem lucrările la autostrada Moldovei să se calmeze moldovenii. Pă, asta este de pe știri din Bucovina.ro. În locul moldovenilor aș ieși în stradă pe timp nelimitat.
în locul ardelenilor, a ieși în stradă pe timp nelimitat. Și apoi dacă vor citele ormănenii, să iasă și ei în stradă. Dacă nu, exact cum ziceau ăia din videle, dragă prostalăi, prostalăi, n-au făcut nimic, dar măcar să ai noștri. Nu, rămâneți, dragul, cu voi și cu olguțele și volguțele și toate astea. Pentru că deja există o nouă filozofie identitară, socială, politică, cum vrei tu. Până să nu vină PSD la putere cu scorul ăsta tâmpit din 2016, mă, Fenechiu intrase la pușcărie. Liberal. Au intrat și Adrian Năstase la pușcărie. Peselist. Au intrat o grămadă la pușcărie și indiferent cât o mai tot mânglit-o pesediștii, că l-au mai scăpat pe nu știu care, pe Varujan Vosganian, că i-o dat cu Mir. Pe Șov au încercat să-l scalde că și ăla pe Mir, ca pe Ahile. O scăpat o grămadă din Parlament. Dar, când i-o prind justiția, i-o băgat la Zuhaus. Acum vine Madame Dăncilă și ne face de tot rahatul. Nu știu cum a ajuns țopa asta, frate, în fruntea țării. Uite aici, tată. A mers și le-a explicat la ăștia, la socialiști europeni, ce e corupția din România. De fapt, este o manieră diferită de a mulțumi cuiva. Și nu doar că e o manieră diferită de a mulțumi cuiva. Asta vine de la, și atenție, sursa este un europarlamentar luxemburghez, șef al unui partid creștin social, care a povestit că a venit asta Dăncilă și a zis că nu e adevărat. Nu există corupție în România. Este doar o manieră, cultural vorbind, de a mulțumi cuiva. Și zice luxemburghezul, mi s-a părut extrem de ingenios să vorbești de o diferență culturală când e vorba de șpagă. Băieți, ăștia, atenție, nu sunt răuvoitori. Dăncilă, Dragnea, ăștia nu sunt răuvoitori. Ăștia sunt pur și simplu din alt continent. Ei sunt din acel Orient Otoman de secol trecut sau de acum două secole în care totul se obținea prin șpagă. Înțelegi? Ei pur și simplu nu concep că unul de la putere nu poate să primească un cadou. Adică, dacă mă uit în istoria românilor, ne dăm seama că au fost domnitori care au fost decapitați sau dat jos de la domnie doar pentru că n-au mers cu darul la în alta poartă. Ori Dăncilă, Dragnea, ăștia din Tiliorman, politicienii din Tiliorman, ei nu concep, adică, bă, dar suntem la putere. Cum adică să nu am bani pentru câteva generații? Cum adică să nu fac ceva pentru ai mei? Nu pentru țară, pentru cetățenii mei, nu pentru copilul meu, pentru amanta mea, pentru nevastă mea, pentru soacra mea sau pentru ăștia. Pur și simplu, tată. Uite aici. Să nu mai zică nimeni, eu nu sunt separatist. Eu sunt autonomist. Și Sudul ar trebui să ia seama de chestiile astea. Afacere de familie. Ferma piscicola fiicei lui Petre Daia a primit autorizațiile de pescuit de la instituțiile unde măsa sau soția ministrului era vicepreședinte. Când o angajat un minister, Daia a și zis, dar păi ce să fac cu copilul meu? Cum adică? Băiatule, dar pe banii mei o angajez. El n-are conștiința asta. Din păcate, sudul României, spre deosebire de Transilvania, Banat, Bucovina, Moldova, și-a formatat un ADN cultural în care șpaga este scuzabilă. În care traficul ăsta de influență pentru fiica mea angajată la minister este o normalitate. Eu sunt convins că dacă te duci în Alexandria și spui, bă, dar nu vedeți că voi sunteți sărați și ăsta are viloacă de milioane de euro? Eu să spună, păi e și normal, el a fost șeful. Adică o grămadă de acolo, o grămadă de oameni de acolo nu mai au conștiința că sunt furați. Dimpotrivă, băi, ăsta s-a descurcat. A fost mai șmecher decât noi. Ce trebuie să facem? Să apelăm la justiție? Că ăsta a furat bani? Nu! Să facem și noi pe cât posibil ca el. De-aia încă merge cu canapeaua șefului, asta nu a fost de la
de la PSD și că a fost de la liberali, una care a mai trecut prin canapele pe acolo, a ajuns și șefă, da? Sau Scama sau șoferul domnului Voicu. Așa se ajunge în Sud la putere. Ne place sau nu ne place, diferențele culturale, și eu nu vreau să jignesc absolut pe nimeni, între Transilvania, Moldova și Sudul României, sunt inuman de mari după 100 de ani. Într-o 100 de ani, noi nu am reușit, nici noi ardelenii, nici ei moldovenii, pur și simplu să obligăm politicienii Sudului să nu-și mai bată joc de oamenii Sudului și de noi în același timp. Pentru că Sudul a rămas sărac, dar acolo sunt cei mai bogați politicieni. Și uită-te inclusiv în Moldova, unde sunt cei mai influenți și mai bogați politicieni. În Vrancea, unde dacă se uită invers un pic, Oprișan, nu mai zboară păsările către Sud, da? Și în Vaslui, săracul săracilor, unde șeful de la PSD apare și într-un document al Departamentului American cu o avere de 50 de milioane de euro. Păi bă, 50 de milioane de euro cred că n-are tot județul Vaslui, PIB-ul. Dar, unde sunt sărăcii de alea mari, îți apar tovarășii baroni. Da? Asta este aludaia. O venit fica, dă-mi autorizație de pescuit și o venit măsa și o zis, las că-ți dă mama dragă. Mama? O, dar facem și aici. Guvernul? Numai mama. Da? Vine și face un stadion de 90 de milioane de lei în slatina natală lui Vâlcov, după ce l-a făcut pe cel pentru echipa lui Dragnea Junior. Ziceți-mi și mie, ce echipe mari sunt în Old, ce echipe mari sunt în Teleorman? În Teleorman sunt echipe de Liga 3-a și a 4-a. În Old, în afară de FC Scornicești, există totuși echipa locală CSM Slatina. Ați auzit de ea? N-ați auzit că e în Liga a 4-a. Da? Uite, tată. În subordinea Ministerului Dezvoltării. 19 milioane de euro. Zim și mie, cum naiba, bă, dar voi ați votat ăștia pesediști împotriva creșterii alocațiilor copiilor, caz că nu sunt bani. După ați virat-o repede că păi am votat din greșeală și acum Ioanis îi devine. Da? De fapt, țara asta condusă de hamsiile astea balonate de gașca asta lui Dragnea nu-și merită proprii copii. Pur și simplu. Până acum, un an jumate, eu vorbeam cu copiii mei ca un peremist, ca un peunerist. Dacă m-ar fi auzit cineva cum vorbeam cu ei, cred că își făcea tricluș cu limba. Adică le ziceam tot timpul, bă, țara asta are o șansă, țara asta e foarte faină, hai să vă duc prin Bucovina, hai să vă duc prin Moldova, hai să vă duc prin Dobrogea, hai să vă duc în Delta, fii atent, culele oltenești cum s-au făcut, Banatul cu satul ăla rotund, adică tot timpul le spuneam cât de faină e țara asta și ce șansă imensă îi că are atâtea culturi. Copiii mei vor să plece. Și am ajuns la concluzia, oricât de dureroasă, că va trebui să-i încurajez să plece. La cum arată țara asta, nimeni nu mă poate acuza că țin mai mult la copiii mei decât la țara asta ratată. Țara asta este un act ratat. Un act ratat în 1859, când Bucureștiul și-o bătut joc de toată Moldova, în 1918, când Bucureștiul și-o bătut joc și de Banat, și de Bucovina, și de Basarabia, și de Transilvania. Este un act ratat. Pur și simplu. Unirea asta s-a făcut anteportas ca să păstrez un anumit limbaj, o anumită semantică. Pur le conesor. Pur și simplu, țara asta nu-și merită nici o jertfă din câte o făcut aia care a murit pentru unire. Că ți-a murit Maniu și o știut ăștia că a murit Maniu numai când i-au auzit capul cum mergea tic-tic-tic-tic-tic că îl trăgeau ăștia mort gardienii care erau români, stai liniștit că nu erau extraterestri, îi trăgeau capul pe scări. Știi care au fost ultimile cuvinte al lui Maniu? Și asta zice Buteanu, secretarului personal, înainte, chiar când l-a luat Secu.
păcat că am unit Ardealul de țară. Nu a zis păcat că am unit Ardealul de România, ci de țară. El recunoștea țara, cultura, fibra, ADN-ul, dar i-a pus cruce. Și-o dat seama de greșelile imense pe care le-au făcut și el și Vaida Voievod și o grămadă de naivi care au crezut că făcând unirea o să facă o țară mai puternică și mai bună pentru cetățeni. Au făcut un stat mai puternic și niște cetățeni mai săraci. E adevărat, în timp ce cetățeanul român din România Mare sărăcea, politicianul român se îmbogățea. Exact cum face acum. M-am uitat extrem de atent la protestul elevilor. Da? Protestul hashtag foaia goală. Au dat pur și simplu foile goale. Sigur că pare un gest romantic, un gest poate naiv. Eu îi felicit. Știi de ce îi felicit? Nu pentru foaia goală. Pentru întrebările pe care și le pun. De unde să știe tinerii cu cine să voteze dacă au învățat la istorie despre Decebal, nu despre ce s-a întâmplat în ultimii ani? Pur și simplu, toată istoria asta făcută de niște comuniști nenorociți, în loc să învețe pe copii care sunt valorile, pur și simplu, îi învață total altceva. Mă uitam la prima pagină de la Newsweek. Există o cooperativă anti-europeană și aici îl găsești și pe Liviu Dragnea, îl găsești și pe Ioan Aurel Pop, marele ștab, ștăbălău al Academiei, găsești și revista Sputnik, găsești și Antena 3, Active News. Da? Dacă cumva domnul Pop are o problemă că apare aici, cum am văzut că face circ, vai, dar cum să apare acolo, să-și amintească că tocmai el trimitea felicitări aici, la Active News. Da, cu ocazia împlinirea 5 ani, vă felicit. Toate porcăriile astea pe care le-au făcut, începând de la Q Magazine, Iulian Capsali, Răzvan Teodorescu, Dăncii, Lălujul, Antena 3, Aurel Pop, Liviu Dragnea, Sputnik, toate astea fac praf generație. O generație care dă foaia goală. Pentru că generația știe ce are în minte și își pune întrebări. Exact ce m-a întrebat într-o zi copiii. Bă, cum naiba se știu atâta, mă, tata? Cum se știu atâta despre Decebal? O zis ăla că făcea operații pe creier. Tăți știu o grămadă de chestii despre Burebista și voi n-ați aflat totuși cine o tras în decembrie 89. Voi n-ați aflat cine e vinovat pentru Mineriade. Voi n-ați aflat o grămadă de chestii din timpul vieții voastre și veniți să ne spuneți nouă că, domnule, păi Decebal era verde în față și avea un tatuaj cu o mândră pe cur. Pur și simplu, nu mai putem minți generațiile. Generațiile care vin, generațiile de acum, sunt de 10 ori mai deștepte decât noi. A, că nu ies pe stradă încă? Nu. Ei s-au săturat, pur și simplu, să privească o țară care de 30 de ani se descărnează și se încărnează la loc din speranțe dezamăgiri, ca mișcările de dute vino, alea pe care le citești în manualele de obstetrică și ginecologie, că așa se zice, copiii se fac prin anumite mișcări de dute vino. Exact asta face țara asta, du-te vino cu toți politicienii. Care evident, după aia țara, că este o doamnă, nu-i așa, le lasă și banii pe notieră, gata, pregătiți ca șpagă, că e o mică diferență culturală față de lumea civilizată. Pentru copiii aia care au dat foaia goală, pentru aia un singur mesaj. Băieți, nu disperați! România, într-adevăr, prin toți politicienii ei, și-o gonit valorile, logonit pe Brâncuș. Da? În anii comunismului, în anii 50, cu Sadoveanu, mare academician, cu Geo Bogza, cu ăștia lanți, da? Se trăgea cu lanțurile ca să dea jos coloana infinitului. Pe Eliade l-au pe Cioran așa, Enescu a murit la Paris, pe Caragiale le-au ejectat, pe toți i-am ejectat. Noi! Poporul român, marilii popor român. Da? N-am știut să ne ejectăm politicienii, ne-am ejectat valorile. Pentru voi cei care ați dat foaia albă, nu disperați. E o știre care vă arată că puteți reuși, chiar dacă sunteți români. Da? În Shanghai există un complex făcut după Brâncuș, după coloana infinitului,
Dăncilă n-are cum să afle de el, pentru că e destul de ciudat, doamna Dăncilă, să crezi că cineva mai are vreme, da? Îl vezi aici? Cineva mai are vreme să se uite la cultura românilor, să zică, wow, în China. Vezi? Și vezi ce mult le place? De-aia am zis, pentru copiii care au dat foaia goală, este important să știe că undeva, nu în România, există un Dumnezeu care are grijă de inovatorii români și iubește, chiar dacă poporul, prin alegerea lui, urăște. Vă pup! Ne vedem și mâine seara, măi băieți! Ne vom vedea!